Salutare tuturor, sunt Rich, bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastră de Crazy Worlds aici pe iPixel și bineînțeles, fraților, înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și pe acel mic butonaj de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe episoade și haideți să vedem, fraților, brigada în acțiune, să strângem acolo cât mai multe like-uri, mai ales dacă vreți să continuăm această serie de Crazy Worlds și haideți să faceți noi aici un mic și bun, sper eu, la două victorii, acum bine, nu știu cum o să iasă. Tocmai ce filmez clipul ăsta după ce am filmat clipul acela de Skyrus în care am încercat să câștigăm cred multe meciuri fără pantaloni și a fost destul de complicat. Și acum am chef, frate, bă, o luptă cinstită. Acum nu o să mai fiu un curu gol, nu o să mai fiu fără chestplate sau fără cască sau nu, frate, o să fim full. Să vedem acum care este mai șmecher, mai baștan, care reușește să câștige. Și iarăși filmez solo pentru că, na, școala, a început școala. Deci Geo deja nu mai are voie până când se dă examenul de a 8-a, nu mai are voie la calculator, Geo. Adică câteva luni. Adică cât mai e până la examen, frate. Și în curând vin și sesiunile pentru mine, adică chiar foarte, foarte, foarte aproape. În fine, o să fac un vlog special în care vorbim puțin despre mai multe chestii și o să vă spun și despre sesiuni și despre colocvii și despre mama măsii. Anyway, nu stau acum să vorbim despre școală, că e plictisitor și cred că vă plictisiți și voi. Dar haide să-i batem pe ăștia, să-i uscăm. Deci, dragi de mea, nu te-ai spar... Ok, bun. Bun, hai repede pe jur. Facem iarăși noua noastră tactică, să-i spunem așa, pentru că până acum, știți foarte bine, îmi luam câte o bucată de diamond. Acum nu o să mai iau deloc diamond, dar o să-mi iau destul de multe poțiuni de alea de heal, o să-mi iau poțiuni de speed. Hai să luăm stringul ăsta pentru că am neapărat nevoie de string pentru arc. Uite ce un emerald, ce faci, boss? Era să te uit, bossule, ce faci, ce zici? Ok? Și e bine că primul cufăr ăla de sus pe care l-am găsit era cufărul ăla cu 3 bucăți de gold. Pentru că știți, este un cufăr care dă 3 bucăți de gold, adică în care sunt 3 bucăți de gold, și un cufăr în care este o bucată de gold. Numai alea două cufre mă interesează, restul fac de mult. N-am nevoie de emeralde sau de mai multe săgeți sau așa mai departe. Ok, cât gold am? 9 bucăți, 10 bucăți cu asta. Și mind block n-am niciunul? What the... Serios, n-am niciun mind lucky block. Bun! Hamă! Hamă, nici aici n-a picat. Bun, 10 bucăți de gold. Hai să vedem. Luăm aici două puțiuni de astea. Hai să fără mere. Deci fie antenă, fără mere. Am luat 6 puțiuni de heal și 4 puțiuni de speed. Da? Hai întâi să ne înceantăm toate șmecherile astea. Doamne! Bă, dar stai că mai era o cameră aici. Oh my god, am uitat de camera asta. Dacă este camera aia cu gold, o să fiu cel mai fericit. O bucată de gold mai am nevoie să-mi iau două mere și... Nu e. Fuck it. Fuck it. Pros. Just fuck. Oh, aici va fi ceva. Că nu știu de asta. Ne mai uităm să vedem că nu știu. Zamblek, trebuie sunt 2 minute. Bă, ne mișcăm destul de repede la Crazy Worlds. Chiar ne mișcăm super, super repede. Ok, sabie, arc. Și restul am la, nu? Poc, poc, poc. What? Ok, asta n-am nevoie de ele. De fapt, 4, 5, 6, 7. Și haide să ne înceantăm repede pe jur armura. Protection 1, bun! Protection 1, ok. Ceva se întâmplă azi. Project. Exact ce spuneam, gata, s-a dus tot. RIP, Feather Falling. De ce aș avea nevoie de Feather Falling pe Crazy World? De unde aș putea cădea? Că nu-ți dă la des orică în fucking turn, gen, uite, nu știu, mă urc în pom și stau acolo ca un gușter. Nu, frate, eu când încep mă duc și le dau cu sabia pe spinare, că așa se face, uite-l pe ăla. What? Lucas, Lucas Purple. Lucas cel mov. Bun, hai să ne golim inventorul aici. Le aruncăm aici, în găurică. Bă, de fapt nu, stai așa, țin poțiunea astea să mă enchantez. Să-mi dau XP de fapt. Pentru că dacă, și sper eu să reușesc să-i omor pe toți ăștia 3 de aici, vreau să ne facem sabie cu Sharpness 2 sau poate Sharpness 3. Adică Sharpness 3 ar veni, nu? Că eu am un sabie cu Sharpness 1. Da, Sharpness 3 ar trebui să ne facem. Că mai sunt 3 sabie cu Sharpness 1, deci 4 sabie cu Sharpness 1, o sabie cu Sharpness 3. Bravo, Zandrei. Well played. GG matematică. Chit că o să dau acum logică. Nu logică. Ba da, dau și la logică sesiune. Dar o să am analiză matematică, frate. Deci o să fie cancer. Nimeni nu știe nimic. Și da, mă, sper să nu am restanțe, pentru că la restanțe o să fie și mai complicat. La restanțe chiar o să trebuiască să învăț și măcar acum, bă, să apuc să trag și eu așa un pic ochiul, bă, măcar de un 5. Hai că vă învăț prostii, voi să nu faceți ca mine, eu sunt mai, nu știu, eu mai trag ochiul, ce drept? Ok, 30 de secunde, o să mergem pe Lucas ăsta prima oară, zic eu, nu? Aici nu văd pe nimeni, dar suntem 16, pe unde fi celălalt de aici? O fi undeva în pământ, fie antrenă, sau poate stă cu shift omul. Mă așteaptă. A, nu, uite-l în pământ, ies acum. What are you doing, bro? Dar oricum, Lucas ăsta vrea să vină pe un... Ce faci, Lucas? Ce faci, Lucas cel mov? Hello, my friend. Hello. Ok, ne dăm fucking speed potion. Hop, așa. Și fii antenă, cum îi dăm ăstuia carapace aici. Se uită la mine, mă știe, mă știe, mă știe omul.
Yes! Nu! Hai! L-am bătut? Opa! Bun, 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 bun. Unde-i shop-ul? Unde-i shop-ul? Repede! Ia uite, are și mere, omul, ești nebun? O, bă, frate, eu nu înțeleg cum drajda mează avea asta Sharpness 2 din start. I mean, poți să iei două sabii sau ceva? Oh, serio? Protection 4, bun. Bun, 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 bun. Hai să mâncăm un măr, ca să am mai mult, mai multă viață cu două inimi are în plus. Și hai să mergem să-l batem și pe celălalt. Unde este? Oh, cred că este aici în mină. Ok, și cred că este singurel. Dai tu cu arcul în mine cât vrei, mai boss, că vin și dau eu cu sabia în tine. Bă, ce mă enervează Silverfish-ul ăsta, l-am bătut. Bă, mi-e și plăcă de aici, așa. Bun, hai să vedem. Gata, am bătut, zic eu, nu? Adică... Da, uite că am două capete și am bătut pe toți. Hai să vedem, deci te rog, chestplay și pantalon și-s cel mai fericit. Chestplay, pantalon, este, mă! Pantalon, chestplay, super tare. Opa, opa, tropa penele, pam. Ok, Sharpness 1, Sharpness 1, Sharpness 1, deci fii antenă ce știu o facem noi aici. Am nevoie de XP. Aveau ăștia ceva XP la ei? Hai să cumpărăm repede pe jur niște XP. Ok, să spamăm repede aici pățurile astea și mergem destul de bine până acum, sunt 4 inamici. Hai mă, mai repede, unde este Envy-ul? Uite aici, bun, Sharpness 1 cu Sharpness 1, Sharpness 2. N-au făcut un Sharpness 3 aici. Opa, așa. Altceva, ce-și mai putea să-mi fac? Bă, mi-aș face fii antenă. Power 2, Power 2 și... What? N-am XP? Hai, luăm puțin 3 XP, bine că avem restul aici. Și ne facem Power 3 și parc. Așa se face, boy. Power 2 cu Power 2, Power 3. Super tare. Aș mai avea nevoie acum numai de cască. Cască, aqua, bă, măcar este de diamond, deci ne ajută mai mult. Mai o puțină de speed aici. Nu știu la ce... Uai, multe puțin de speed, actually. Ok, gata, mai să mergem. Deci cred că-i bă pe ăștia, dar nu o să mai știe de ei, sincer, la cât de bine suntem echipați. Poate ar fi și ăștia niște ghinioniști, cum mai suntem și noi în unele clipuri, în sensul că băgăm 3 mai lucky blocuri și de la fiecare mai lucky block ne pică... Uite-l pe ăsta, ce faci, boss, te-am văzut. La fiecare mai lucky block ne pică, nu știu, numai buți. Ăsta își dă poți un de heal și are full, știi? Oh, e unul în spatele meu. E ok, îl bat pe ăsta. Și după mă întorc pe celălalt. Nu? Cam așa ar trebui să meargă treaba. Hai mă, vină încoace. Oh my god, ce e aici? Oh, fugi, 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 Zandrei, fugi, Zandrei, Zandrei, Zandrei. Oh my god, ia fii antenă. Opa. Ok, bateți-vă acolo. Hai că vin și eu acum. Ce faci, boss? Tu fugi acum, ha? Nu fugi tu, bossule, nu fugi. Oh. Ce fail de perla, da, deci omul a vrut să dea perla. Ce îmi place să am poțiune de speed, deci ce îmi place să am poțiune... Oh! Opa! Super tare! Câștigăm aici în forță și cred că o să mă acuze de hack, deci la cum am dat în el, efectiv omul ăla nu mă putea atinge. Bă, dar asta e frumusețea poțiunii de speed, deci dacă n-ai speed, ești caput, frate, dacă n-ai cheater. Lol. Ok. Îmi place. Bă, deci în fiecare match de... Adică nu chiar în fiecare match, bine, în mare majoritatea meciurilor de Crazy Wars sunt făcut cheater. Și la Skywars câteodată, la Skywars mai e rar, știi? Dar la Crazy Wars, clar, aproape de fiecare dată sunt făcut cheater. Nu înțeleg ce fac eu așa special, pur și simplu, nu știu. Mă gândesc câtă viață o mai avea adversarul și mă bag pe el pentru că am șanse mai mari să-l bat sau șanse mai mici să-l bat. Depinde acum, știi? Ok, bun. Fraților, încă o dată, v-aș juca tare mult dacă... mă susțineți în continuare și dacă vreți să continui această serie de Crazy World, să nu uitați să dați și voi acolo un mic like fiecare în parte, pentru că mă ajută enorm de mult să văd susținerea voastră acolo. Hey again, Zandrei. Hello, nu știu pe Zinux să stați sincer să fiu, pentru că n-am... Oh, the fuck, am găsit un bitch. Pentru că n-am fost atent la numele playerilor, dar aparent el mă știe. Și fii atent, am găsit iarăși alea 3 cufere care nu conțineau gold-ul. Super tare. Acum o să fie mai complicat. Cred. Ok. Hai să facem rost de cât mai mult gold. Cam aici principalul este gold-ul, frate. Adică altceva, nu știu de ce ai culege altceva în afară de gold, părerea mea. Deci te-ai stresat mai mult pentru că emeralde mereu sunt gârlă și ai nevoie de emeralde numai pentru sabii și string numai pentru arc. Aia, ci că lag. No lag. A ieșit unul, what? What? A, nu, a, Zeng și Zinux. M-a speriat toată faca. Am văzut prima dată. Aveau nume asemănătoare, ci că can't break. Eu sunt sigur că nu are lag aici, man. Deci, dar toți, ci că nu pot sparge, că ci că este lag.
Are you recording? Ok. Spargem aici, uite și... Bă, am ratat niște string aici. Tu te bă de aici, nu pot rata stringul. Ok, cât gold avem? 6 bucăți. Mă, 7 bucăți, uite. Acum avem și mai lucky block. Hopefully. Uite, încă unul. Deci, cel mai ok ar fi că eu până acum știți foarte bine, nu luam foarte mult redstone. Bă, luați-l. De ce? Pentru că oricum timp este berechet. Și poate vă pică Mind Lucky Block și dacă vă pică la Mind Lucky Block, aveți... Opa, am găsit camera. 3 gol, te rog, 3 gol, te rog. Un gol, nu. Nu, mai e o cameră cu încă o bucată de gol. Deci mai este o cameră cu încă o bucată de gol. Da. Cu 3 bucăți de gol, pardon. Unde o fi camera aceea? Oare ne întrebăm noi pe undeva pe aici, oare? Pe undeva prin dig, că nu e pe aici. Oh my fucking god. Și cât de mult n-ar ajuta 3 bucăți de gol în acest moment? Anyway, pică Mind Lucky Blockuri. Și poate vă pic mai mult gold aici, azi vedem. Avem bulan de gold. Pufferfish și arc. No, nu mai am nevoie de string, aparent. De fapt, fii antenă, iau arcul. Oh my god, deci fii antenă, luăm sabia. Luăm poțiuni. Ok. Mama, acum chiar o să fie complicat că stăm rău cu poțiunile. Dar putem face power 2 la arc. Deci fii antenă, putem face... Ăsta l-am luat, l-am luat. Putem face fucking power 2, înceantăm și tu ăsta. Power 1, bun. Și hai să vedem aici am. Power 2, super tare, avem un arc cu Power 2 în acest moment. Opa, hai să ne punem astea aici. Cred că o să fie de ajuns 2 poțiuni de speed pentru moment. Cel puțin cât se omor pe ea, sper eu. Că după poate au și ei niște bani și ne mai facem rost de ceva iteme bune. Protection 1. Projectile Protection 1, of course. Projectile Protection 1 again, oameni buni. Și protection 1. Urăsc când se întâmplă căcatul ăsta de ne pică porcării. Fucking porcării. Hai să folosim pufferfish-ul ăsta cu knockback 4. Încă un item care mi se pare... De fapt, nu, uite. Itemul ăsta, spre deosebire de Skywars, nu mi se pare OP. Are knockback 4, ok? Are un enchant foarte bun, frate. Knockback 4. Te aruncă la mama dracu. Dar știi care e chestia? Că la Crazy Worlds n-are cum să te arunce în void. Adică nu poți muri din cauza unui pufferfish. La Skywars, dacă e o mapă unde e o insulă în centru și e foarte mică, mai știu eu, două, trei mape știu eu cel puțin, și ai slime-ul ăla cu knockback 10. Pe lângă faptul că are, în loc de knockback 4, are knockback 10, frate, urcă unul pe insulă, îi dai o bucată că stă în void. Și a murit, știi? Aici nu ai cum să-l omori cu o porcărie de pufferfish. Cam asta este chestia. Și haide să încercăm acum să nu ne mai ducem elo pe ei cu sabia. O să dau prima dată un hit cu arcul, că e power 2. Hello, my friend. Hello, frienderini. What are you doing, man? O să încerc să stau puțin mai def, pentru că... Nu știu. Mi-e mai frică acum, mai ales că n-am atâtea protection. No team. No team. This is solo mode. Poate vezi că fac ăștia team, frate, așa cum faceau aia pe Skywars, să-mi bag cioaca. Dar nu înțeleg, mă, deci scrie clar. Skywars solo și Skywars teams. Why? Ok, nu mai zic nimic. Ok. Bă, m-aș urca aici, sus. Am nimerit pe fraier. Yeah. Are puțin în viață omul ăsta. Ai, vine un coace, agentule, super. Hai, vine un coace, agentule, super. What are you doing, mate? You are having problems? Ok, repede, 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 pac. Hai, că nu știu unde-s celălalt. Pantaloni. Ne-am pus pantaloni până și am fugit. Ar trebui să mă ocup de slime-ul ăla, dar întâi aș vrea să mă ocup de celălalt. De fapt, hai să dau un slime, că nu-i văd pe celălalt. What the fuck? Ce urăsc chestia asta. Urăsc chestia asta cu slime-ul. Muriți, slime-uri spurcate. Ioi, arc, arc, arc. Hai vino un coace, hai vino un coace. Că ai vrut să vii pe mine, hai vino pe mine, boss. Ce spam face cu arcul, omul? A făcut pe el, efectiv, gata, nu mai știe ce să fac. Nu mai știe ce să facă. Ioi, câte capete avea tipul ăsta. Oh, gata, au murit toți. Bun. 50 de secunde. Hai repede. Deci te rog, acum am chestplate și cască, te rog. Chestplate și cască. Chestplate și cască și ok. Sau pantaloni. No, nu boots, nu boots, no boots, no boots, man. Muriți în pana mea, bă, câte slime-uri vin pe aici. Muriți. I don't need you fucking slimes. Ok, opa. Ah, nu, pantaloni am deja. Ok, arena asta, uite, o să fie power 3 parc. Ciudat că avea tipul ăsta power 3. Hai să vedem dacă mai avem, nu mai am. Fuck it. Ok, Sharpness 1 cu Sharpness 2. De fapt, Sharpness 1 cu Sharpness 1. Fac Sharpness 2. Mă tot urmăresc slime-urile astea, nu știu ce au cu mine, sunt nebune. Hai să ne înceantăm 15 secunde. Oh my fucking god.
Oh my fucking god. Și n-am poțiune de speed. Și v-am zis că fără speed sunteți mâncați. Deci, cred că o să fiu mâncat. Cred că o să fiu mâncat. Hai să-mi golesc aici inventarul. Opa, uite ce split mai bun. N-am fost atent la el, nu-l văzusem. Aș putea să-mi fac power 4, dar... Nu vreau să mai pierd timpul acum. Ok, clean up lăsă, clean up lăsă. Sperăm la clean up, că n-am speed. N-am poțiune de speed. Și ăștia, cum îi știu eu, o să aibă tot speed. Ca așa e și normal să ai aici speed. Mamă, că câini să aici. Ce trebuie cu toți câinii ăștia, frate? Ce s-a întâmplat? Ia uite, și zombie pigmen, asta e arena mobilor. Ce dragi damează? Ce the fuck is going on here? Ia uite aici ce se bate ăla. Se bat doi, de fapt, uite-l pe ăla. Eu vreau să dau un pic mai def. Și că începe deadmatch-ul. Du-te, bă, aici cu deadmatch-ul tău. Oh, ăsta e aproape mort. L-am bătut eu pe ăsta. N-am vrut să dau un pigmen. Dar e bine că l-am bătut. Ok, ce aș putea... Oh, protection 4. Super tare. Deci l-am bătut pe nenea ăsta. Am poțiune de speed. Fucking finally. Hai, te rog, chest plate sau cască. Da, am nevoie. Chest plate sau cască. Hai. Cască, bun. Genial. Protection 3. Ia uite câte de-astea sunt aici. Ok, foarte multe emeralde. Ok, du-te bă de aici, lasă-mă în pace. Și mai este unul singur în afară de noi. Ah, oh, păi vin pe tine, boss. Nici nu știi ce te lovește, my friend. Nici nu știi ce te lovește. Vino încoace, vino încoace. Mi-a pus lavă. Mâncă mărul. Cred că aș avea un bucket de apă la mine, da? Gata. Și unde a fugit celălalt? Bă, ăla avea capete de alea, dar mură. Hello, my friend. Aaa, cât dau un el ca în tarabană, nici nu se pune problema să ne bată. Hai fugi, mă, hai te lasă să fugi. Lăsăm să fugă oameni buni. Poate mă bate acum. Slime, s-a băgat slime în față, nu cred. Oba! Ce am băgat săgeata aia în dinți? Încă unul aici. No, bun, frazor! Cam asta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut și v-a juga încă o dată, să nu uitați să apăsați butonul de like, dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, frazor, și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei și uitați un câine nervos pe mine și v-am salutat pe toți. Ceau, bă, pa!